să deschidem primul mystery box, cred că de pe YouTube românesc, pe care l-am primit de la un second hand. Ei bine, am dat pe această cutie 1335 de lei și vreau să văd ce produse o să găsim în ea. Știu doar că avem 15 kg de haine. E de acolo de unde am cumpărat și acel mystery box cu Levi's-uri. De fapt, pungă, iar de data aceasta le-am zis să-mi fac un mystery box pentru a-l deschide aici pe YouTube. Așa că hai să vedem ce se află aici. 15 kg de haine. Nu uitați, avem și pagina retrodeals.ro, pagina în care o să vindem ce găsim în mystery boxurile astea de second hand, pentru că o parte dintre ele se pot valorifica, o parte dintre ele o să le dăm la giveaway-uri, o să le ascundem prin oraș, la fel cum am făcut și cu perechile de bluși Levi's. Așa că intrați acolo, dați-ne follow și vedeți dacă vă place ceva din acest mystery box. Bam, gata. Hai să vedem asta. Ok, o pereche de... Ești nebun la cap? Ia vezi. Versace jeans couture. De fată, nu? Te vazați? Dar fi original oare? Nu ai etichete? Da, sunt original. Wow, nu vine să cred. Versace jeans, nebunia asta. Cum vi se pare perechea asta? Bă, și destul de nouă, sincer, că te uiți la buzunarul ăsta de aici de la spate. Cât poate să fie? Cât e o pereche de asta, Ryan? O dai cu 150 de lei? Lejer 150 de lei, nu? Hai să vedem ce mai avem. Blugi. Nu, hai să luăm jachet. Bine. Opa. Ia vezi aici. Levi's. Nebunia asta. E destul de uzată sau? Da, ok, deci asta aici, negreala asta, sunt curios dacă se curăță negreala asta, pentru că da, dacă nu se curăță, nu poți să o dai cu mai mult de 50 de lei, nebunia asta, nu? Băi, gen de la Quality Clothing Levi's Premium, nebunia asta, dar sunt astea murdare, din păcate. Nu știu, dacă undeva pe la 50 de lei pune octa totalul pe ecran la cum aproximez eu, deci până acum avem 200 de lei și după aceea o să le vedeți și pe pagina Retro Deals. Alege tu una, bagă mâna, că tu le și vezi. Ce e asta? Ce e asta, vere? Furou, ce e asta? E furou, nu? De la Diesel. Un furou de la Diesel, ok, și asta poate să fie zi 50 de lei. Nici ori, zi Larisa. 10 lei. Deci Diesel for females. Deci Diesel pentru femei. Nu știu, originală. Deci cât ai zis? 10 lei, ok, la 10 lei îl punem pe acesta aici. Marș! Ia vedeți aici. Bine rău asta, nu? Și fii atent, vino aici să vezi. N-are fermoarul fix pe mijloc, îl are mai așa. Da, și ăsta e original, măsura 48. Deci e de femei, în mod normal, nu cred că mi-e bun mie, nu? Ăsta să zici că îl dăm în 150, zic că e 150 de lei, nu? Dacă nu și mai mult, a? Cine îl cumpără? Nu știu, scrieți voi în secțiunea de comentarii, cum vi se pare, mă, nebunia asta de la Dolce & Gabbana? Dolce & Gabbana, sincer, mi se pare un brand, și din ce știu, e destul de expensiv, gen, pe partea de haine. Primul de la Dolce, ce am avut? Am avut un Dolce, am avut un Versace. Destul de bine. Oh, am văzut asta. Ce e asta? Laurel. Bă, nu știu ce e laurel ăsta, sincer, dacă e Lar Florence sau nu, dar asta chiar e tare de femeie. Asta chiar e tare. Și dacă e vreun brand mai expensiv, pentru că uite, vezi cum are și butonii ăștia și toate astea, mi se pare destul de expensiv. New Classic, uite și aici eticheta asta. Bă, nebunia asta, sincer, din punctul meu de vedere, poți să o dai cu 100 de lei, nu? Încă 100 de lei aici la nebunia asta. Bam. Ce tare e asta. Credeam că-s boxeri. Boxeri, cum era? Moschino jeans. Nebunia asta de fustă care se deschide în față. Și asta cred că e originală de la, dar cred că e ceva de s-a întâmplat în sacul ăsta. Vezi negreala asta de aici? Sunt curios dacă iese. Sincer, o să le spăl și o să revin cu niște update-uri pe TikTok să vedem dacă iese nebunia asta. Moschino, băi, deja avem 3 branduri aici destul de mari. Mai scoatem o pereche de blugi? Bine! Ia vezi în interior. O fi originală? Da, cred că e originală la cum îmi arată mie toate astea. Armani jeans 33. Mi-e mică, nu? A? Scurtă, nu? Asta e frumoasă. Sincer. A? Cum arată? Ia scrieți și voi dacă vă place. 100 de lei, 150. Iar Armani jeans, 150. 200 de lei asta. Cel mai scump obiect de până acum, s-a strigat de la Larisa din spate. Și asta. Geacă? Lacoste, direct geacă de la Lacoste, măsura 42. Ia să vedem. Nu știu dacă e originală, trebuie verificat pe la astea, pe la toate nebuniile. Și e de fată, cred că are fermoarul pe dos, nu? O fi de fată? Da, cred că e originală, să știi, sincer. Măsura 42, mie nu mi-e bună. Două măsuri. Două măsuri mai mare asta. Geaca asta poți să o dai în 300-350 de lei, zic eu. E Lacoste, nu? 350 de lei zi. Bă, interesantă geacă. Sincer, la 13 milioane cât am dat pe tot sacul ăsta, chiar poți să faci bani cu un second hand, sincer, adică 13 milioane și aici, nu știu, Octa, pune tu prețul pe ecran pentru că nu-l știu eu în momentul de față. Opa, ce e asta? Fustiță? Body? Rochie? Rochie. Ia vezi iar. Bine? Dolce, made in Italy. Și asta e frumoasă. Îl păstrezi tu, Larry, până la urmă? Ok, zic că dacă l-am vinde, îl vinzi cu 50 de lei, da. E Dolce, chiar mai bine. 100? 75 de lei, ca să fim la mijloc, nu? 75 de lei și nebunia asta. Bă, ce sumă om avea, chiar? Ok, bine! Ia vezi aici. Ei, de copii. E de femeie, mă. Dar veniți să vedeți, fii atent. Ia vezi etichetele astea de aici, care sunt din plastic, ok? Deci asta 100% e și asta originală, nu? Că 100% poți mai dai de fake-uri. Nu, asta e de o fetiță mai mică, gen. Asta e de un S sau de un XS, bănuiesc, nu? E sacou, da, gen. Să-l pui pe un mergem cu o bustieră, bănuiesc. O chestie de genul.
Deși nebunia asta zi undeva la 50-75 de lei și asta, nu? Ia, hai să vedem ce mai avem pe aici. Opa, încă o pereche de blugi. Ok, bun. Bă, dar mai branduri. Ia vezi aici. Emporio, ăștia ce măsură ori fi? Size 34, uite, ți e bun și la rise, adică size 34 și ar trebui să-mi fie și... Deci de băiat, nu? Și mie ar trebui să-mi fie bun, dar păcat de asta. Uite cum stânge genunchi, vezi? Așa e modelul, nu? Că uite, aici, aici n-au. Așa să fie modelul? A, da, așa cred că e modelul, da, fix așa e modelul, wow. Și perechea asta de Armaniuri și ia vezi de ce aici are la spate. Și pe ăștia îi dai cu 200 de lei, lejer, o pereche de blugi nouă, efectiv, dacă... Uite, au și aici, de fapt. Da, deci înseamnă că așa e modelul. Dar mă, și ăștia, încă 200 de lei, bam, ca cinga, acolo, octa. Scotch and soda, what? Amsterdam Couture? Ia caută la Arista, te rog eu, pe net. Scotch and soda acum. E un S. Bă, da, asta dacă era de bărbat chiar era frumușică, sincer, aș fi purtat-o, gen, mi se pare de eveniment. Adică mi se pare chiar ai putea să porți nebunia asta la un eveniment. Zic că și asta e undeva la... Mamă, dar ce tare sunt etichetele. Mi se par foarte atente la detalii brandurile astea. Ah, și asta e made in China, adică ca să știți, totul e făcut în China, că m-a mai întrebat cineva pe TikTok de niște perechi de Adidas, dacă... 100 de euro? Deci s-au strigat aici 25-50 de euro, zic eu, că e aproape ca nouă, nu? 25 de euro, zic că s-au strigat aici, de 75 de lei. Escada, ok, am auzit de brandul ăsta Escada, doar că nu știu eu foarte bine. Cât e? Ia caută un maiu de la Escada Sports. Îl dai cu 20 de lei, de-l naibii. Sau 10 lei, da, ok, zic că ăla e cel mai ieftin de până acum, ia să vedem ce... Lacoste, bine! Bă, asta chiar arată top. Cum ți se pare asta? Și alb și nou așa. Și fii atent. Ia vezi unde ai făcut. Made in France, ca idee. Deci clar e ceva de capul ăstuia. Îl păstrez? Nu știu dacă îl păstrez. Made in France și e 100% bumbac asta. Ăsta dacă îl vinzi garantat poți să-l dai în 300-350 de lei, zic eu, nu? Hm? Îl dai în 300-350. Zi 250, octa, pune 250 să nu ne aruncăm la sume. Ia vezi! Haladeală ăștia, să știi. Da, ce haladeală, bine-s de femeie, că se vede după buzunar, după buzunare. Da, se vede și după talie, aveți dolce, 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 dolce. Și ăștia made in Italy. Zi un 200 de lei perechea asta, nu? Opa! A mai venit un brand până la urmă, Hugo Boss. Deci până acum ce am avut? Dolce, CK, Escada, Scotch and Soda ăla, Scotch, pronunț 100% greșit, Diesel, Versace, bine, și acum Hugo, nu? Sacou? E un sacou de fată, din păcate. Ce măsură ar trebui să fie? Alec 606, măsura 36. Tu cât porți la sacou, nu știi, nu? Deci asta e o măsura 36. Cum ți se pare, Ren? E un pic mai bătrânesc. Dacă era mai, da, e mai classy un pic, așa, gen mi se pare mai de un eveniment. Da, e un sacou. Cât să zic? 200 de lei? De ce e 200? 150, ok, octa, treci la 150 acolo. Tricou de casă, da, efectiv. Ăsta e din partea noastră, ăsta e efectiv din partea noastră, 15 lei dacă e să-l punem, nu? Sau mai mult? Ryan tot se ocupe, gen. Ryan nu se ocupe. Body fit, nu mă, ăsta e de la depus pe piele. Ăsta nu-i tricou, ăsta e de la depus pe piele, e body fit. Opa, încă o pereche de blugi? Armani? Da, Armani. Armani jeans, made in Italy, altă pereche made in Italy, bun și ăștia. De bărbațoare? 45. Ce an or fi, mă, că trebuie să... Deci fiți atenți ca să înțelegeți. A, size 36, ăștia 36. 36 Armani jeans. Bă, interesantă perechea, sincer. Cum or veni oare? Vin bine oare? Ce bani ăștia? 150 ăștia, blugii? Sincer, eu chiar cred că în momentul de față am depășit cu mult 1335 de lei cât am plătit eu pe Mystery Box-ul. Hai, am ceva bun, am ceva bun, am... N-ai stat? Loren jeans, Ralph Lauren, ok. Asta e frumoasă, sincer. Asta mie mi se pare tare de fată. A, pe asta o decorăm mâine? Asta vrei? Dar ce te-a apucat? Așa mult îți place asta? Deci am nimerit o geacă neagră și tu vrei să o decorăm. 150-200 de lei și asta? 150? 150 geacă. Bă, dar eu cred că e mai mult pentru că e Ralph Lauren, sincer. Trebuie să ții concedă. Tommy, da, mari. Și ăștia ceva bani, adică și pe ăștia poți să-i vinzi cu 70 de lei, 75 de lei, nu? Măsura 30 perechea asta de pantalon, dar un pic mai de hipster, așa, mai de teatru, gen. Dacă ești la unei ATC. La o cămașă? Eu nu por, mă, de ăștia, nu știu, nu mi-au plăcut niciodată. Polo, nu? Da, e chiar Ralph, nu e polo normal, wow, custom fit. Bă, ăsta chiar e tare, să știi, ăsta chiar e șmecher. Ți-e bun, mă, îl vrei? Nu se mai poartă, dar dacă îl vrea cineva sau vreunul dintre voi, retrodeals.ro, să avem și astea. 75 de lei octa pune acolo. Ce e asta? Pantalon cle... Bine! Slim fit Hugo Boss. Ce măsură sunt? Poate îi păstrezi, ești nebun? Sunt noi, nu? Păi și nu, uite, știi cum îți dai seama? Ia uite cum e eticheta. Nu au fost spălați efectiv niciodată. Și sunt 34, marș. Îi păstrez? Dacă îmi sunt buni? Chiar sunt tari și sunt și Hugo. Kino, da, Kino se numesc ăștia. Parcă. Kinos, Chinos, m-au nebunit pe mine cu Chinos, Chinos ăștia. De... Eu nu știam ce naiba e la Chinos, Chinos. Tare ăștia, ăștia se trag pe dreapta garantat pentru mine. Îmi plac rău. Chiar îmi plac. Ia să mai vedem. Bine, Massimo Dutti în cum brand ăsta. Și ăsta mi-e bun gen, dar nu știu dacă aș purta eu așa ceva. Deci pe să-l dai cu 100 de lei, nu? Ia zi, tati. Brian, îți place? Brian, îți place? Zi, da sau nu? Zi, tati. E bun? E bun? Zi. E bun, da? E bun.
100 de lei și ăsta, Octa, că a zis că-i dele, că-i bun. Hai să vedem ce mai luăm de pe aici, ia să vedem, bam, 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 bam. Plover? Și nu, bă, bine, rău, iar. Și nu orice plover, Tommy, again. Tommy M e cașmir ăsta. Nu-i mai scump cașmirul? Știu că e destul de expensiv nebunia asta cu cașmir, cu toate prostiile. Bă, și ăsta e nou nouț, vrei să te mint? Ăsta e nou, punem în apel. Punem în apel, gen. Ăsta e nou. N-are nimic, ăsta e efectiv nou nouț. Bă, ăsta e 300 de lei, zic. Bă, e cașmir totuși, nu? Aprobă și tu, da? Deci vreo 300 de lei, ok. Ăsta albastru, ia să vedem, mamă ce asta. Ia vezi, XXS. XXS, doamne, cine poartă XXS? 2DX și un S. Bă, ăștia, ăsta, sincer, nu poți să-l dai cu foarte mulți bani, dar cred că nou la Tommy e undeva la 400 de lei, sincer. Adică o nebunie de asta la Tommy nouă, cred că e vreo 400 de lei și zic că noi o dăm cu 75. E Tommy totuși, nu? 75 de lei aici. Ok, hai să vedem next. Ok, ok. Ralph, ești nebun, direct. A? Știi cu ce merge asta? Cu pantalonii, dă-te. Nu cu pantalonii, ci cu pantalonii aia Tommy, aia roșii. Și asta e nouă și asta, gen. Uite, știi cum vă dați seama la cămăși, să vă dați seama dacă-s noi? La Guler aici te uiți cât de murdare sunt, că murdăria asta de aici, de la Guler, nu se ia. El 100% bumbac, made in USA. Cine rău, e făcută în America cămașa. Asta chiar e ok. 150 de lei și cămașa asta. Tricou cu mânecă lungă de la Lacoste. De fapt, un polo t-shirt de la Lacoste cu mânecă lungă. Nu e rău. Să știi că nu mi se pare rău deloc. Nu sunt eu genul să port așa ceva, sunt mai mult haine de hipster din ce văd eu aici. Și dacă vă place și dacă facem 4500 de like-uri, mai facem și partea a doua, luăm un mystery box de 2700 de lei. Luăm unul de 2700 de lei, să vedem ce putem să găsim acolo, adică luăm 2 saci și un pic. 100 de lei acolo, s-a mai strigat odată. Ia să vedem, next. Armani jeans, 20 de lei. 20 de lei, sincer, ăsta nu-mi place. Ia vezi ce, opa, opa, ia vezi asta. Bă, ăsta e halat din rău de tot tricou, escada. Sincer, colorat, mi-e bun și mie. Mi-e bun, nu? Bă, tare ăsta, ăsta, sincer, tare, ăsta, eu zic 100 de lei, 75 de lei. 75 de lei s-a strigat atunci. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Oh, am văzut asta. Dă-te! Ia vezi, Philip Plain cu tur chiar. Bă, ăștia or fi originali? A, ba da, sigur. Adică sigur sunt originali. Cred, de fapt, cred că sunt originali. Faza e că la Philip Plain există foarte, foarte multe fake-uri și foarte bune. Adică la Philip Plain există foarte, foarte multe fake-uri foarte bune. Interesant, sincer, perechea asta de pantaloni. Poți să-i dai cu 400 de lei, fără supărare. Sunt noi. Scrie și voi dacă vi se par sau nu ca noi ăștia. 20 de milioane o pereche din asta de la Philip Plain. Bă, vă jur, mi se pare mega deal. Cât? Și 3 pantaloni scurți de la Philip Plain? Pantaloni scurți de la Philip Plain, 30 de milioane. Zi ok, zi că pe aia poți să-i dai în 400 de lei. Hai să fim serioși. Deci poți să-i dai în 400 de lei. Hai că, bă, deci eu vă garantez că avem deja 3000 de lei lejer făcuți. Avem sigur 3000 de lei făcuți. Cum ți s-a părut, Ryan, până acum, Mystery Box? Mai avem câteva produse. A meritat, nu? Bă, 1300 de lei și avem toate chestiile astea la cost, Psyche, Armani. Da, efectiv doar branduri. Armani jeans, cămașă neagră. S-a stricat de tot, sincer, cu ăsta aici. Dacă era o cămașă simplă de la Armani jeans, era mai ok. 30 de lei? 30 de lei ziua acolo s-a strigat. Ce frumoasă e culoarea asta. Da, și ghișce? Tot Ralph Lauren. Ăsta iar e foarte frumos. Chiar e frumos. Și uite-te la etichete, vere, sunt ca noi etichetele. Vino aici, vino și uite-te. Bă, nu-mi vine să cred. Bă, mi se pare wow, ce deal. Deci da, chiar poți să faci bani cu un second hand. Acum am rămurit. Dacă la perechile alea de Levi's n-am fost așa wow, la sacul ăsta efectiv m-a dat pe spate din toate punctele de vedere. Cât ăsta? 200? 200? Tu, zi-mi tu. 100, ok, 100 de lei s-a strigat la ăsta. Ce mai avem? Ia să vedem. Bam. Bam. 3 produse, nu? 1, 2. Ăsta e în un plover, tot de la Ralph Lauren. Ok, dar ăsta, bă, asta e gen gama cea mai deluxe de la Polo, gen Ralph-ul, nu? Bă, ce tare e ăsta. Ăsta e un pic mai uzat, cred că. Bă, ăsta chiar e tare, să știi. Și cred că astea sunt tot din cașmir toate. Ce bani? 100 sau 150? Zi 150 s-a aruncat aici la ăsta. Made in Italy. Bă, o să mă înjurați, nu știu, Rinascimento, Rinascimento. Dar e un pic cam mare, gen, nu? Shell Yach, Scott & Soda, deci tot de la Scott & Soda ăia, un tricou de fete, Weekender, 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 ce asta? Weekender? Nu pot să cred, marș! Ok, zic că și ăsta e 25 de lei și bine rău de tot ăsta e, vrei să te mint? Bă, cu fâși de la Boss, Hugo Boss chiar golf, ia să vedem grad de uzură ceva avem. Ia vino să vezi etichetele. Cum sunt? Pare uzat din cauza că astea white, nu, dar e 100% poliester ăsta. Foarte tare nebunia asta. Nu știu cât de originală e, nu știu cum pot să-mi dau seama dacă e originală sau nu. Sincer, asta voi puteți să-mi o ziceți. Uite, el are pe aici niște coduri, niște de astea, dar eticheta asta mie asta nu mi se pare prea originală, nu știu. Da, el mie mi se pare că arată foarte bine și cu săturile și tot. Bă, și pe ăsta 200 de lei? A? 200 de lei zic că îl scot și pe ăsta. Și da, cred că cam asta a fost cu mystery box-ul ăsta. Bă, sincer, cred că cel mai profitabil mystery box care a fost vreodată
niciodată pe canalul ăsta, nu mă așteptam să găsesc asemenea produse, mai ales după ce am găsit în ăla de Levi's. Și am zis, bă, ok, pot să scoți niște bani, dar nu așa. Eu zic că aici am făcut de 3 ori bani. Avem aproape 4000 de lei aici. Cam 4000 de lei. Bă, dacă se bine, nu se vândă toate 100%, dar imaginați-vă profitabilitatea pe care o are un second hand în momentul în care cumpără un sac de genul, îl cumpără la 1335 de lei, iar după aceea le pune la raft. Adică numai prețurile pe care le-am zis eu. Și imaginați-vă că există second hand-uri mari în București care au și prețuri un pic mai mari datorită faptului că e brandul acelui second hand la mijloc. Da, cred că cam asta e cu vlogul ăsta de astăzi. Toate produsele astea o să le vedeți pe pagina de Instagram retrodeals.ro. Băi, dacă vi s-a părut că zrăcit, că vorbesc prost, da, sunt foarte, foarte răcit. Mă chinui de 3 zile să filmez vlogul ăsta și tot n-am reușit și de-abia acum am reușit, pentru că mi-e foarte, foarte rău. Și da, fraților, ca de fiecare dată, uitați de like, share, cum subscribe, toate alea, relentați, dați follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe site celor de la bază, Ryan în spatele camere, Ryan.604. Am zis bine acum? Am zis foarte bine acum. Și da, eu am fost Georgescu, ne vedem data viitoare, v-am pat, pa!